Bună tuturor și bine ați venit la un nou episod pe canalul Investește Simplu. Ei bine, în episodul de astăzi vreau să ne uităm puțin peste fondul proprietatea și dacă este de investit sau nu în momentul de față. Pentru că probabil mulți dintre voi deja știți, hidroelectrica se va lista cât de curând, cel mai probabil la anul, în martie sau aprilie, o să vedem. Și cei de la fondul proprietatea o să facă treaba asta, o să listeze până la aproape toate acțiunile pe care ei le dețin, dacă nu chiar toate. O să ne uităm și o să vedem imediat. Vreau să ne uităm să vedem ce dividend poate oferi fondul proprietatea în cazul în care vinde aceste acțiuni și de asemenea aș vrea să ne uităm puțin mai încolo în video cel mai probabil la ce sumă cred eu că se va lista hidroelectrica, da? Și o să trecem ușor prin toate aceste aspecte. Prima dată vreau să ne uităm efectiv la această hotărâre, da? Hotărârea acționarilor și aici la punctul 3 vedem că a fost aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi și anume aprobarea vânzărilor acțiunilor deținute de societate în capital social, adică compania Hidroelectrica S.A., reprezentând până la 19,94 de acțiuni, da? Din totalul acțiunilor emise de Hidroelectrica prin oferta secundară, având obiectiv acțiuni emise de Hidroelectrica. Bun. Ceea ce înseamnă că ei o să listeze până la 19,94% procentual din toată compania Hidroelectrica, da? Și în celălalt paragraf vedem că sumele de bani rezultate în urma vânzărilor parțiale sau integrale a pachetului de acțiuni în cadrul respectivei oferte publice secundare vor fi distribuite acționarilor societății sub formă de dividend special în termen de maxim 3 luni de la încasarea sumelor, da? Deci clar, fondul proprietatea câte acțiuni o să vândă din Hidroelectrica, poate o să vândă toate acțiunile, poate nu o să le vândă toate, deși puțin probabil, eu o să distribui un dividend special, da? O să încercăm puțin așa în mare să facem un calcul estimativ despre ce sumă poate fi vorba, da? Și o să ne uităm puțin pe un alt site și o să vedem că la fondul proprietatea cam în felul acesta arată portofoliul și anume Hidroelectrica, OMV Petrom, Aeroporturi București, Engine România și așa mai departe, le vedeți aici. Ce vedem în dreapta este valoarea acțiunilor netă, da? Din totalul portofoliului și anume Hidroelectrica din fondul proprietatea deține mai exact 78,3% ca și valoare din tot acest portofoliu. Pe urmă, ca și valoare în euro ar fi în felul următor. Ar fi undeva la 2,465 de milioane de euro, da? Ceea ce înseamnă 2,465 de miliarde de euro, ceea ce este o sumă foarte mare, da? Această companie este foarte valoroasă și anume Hidroelectrica. Și o să încercăm să facem un mic calcul cam ce dividend poate oferi această companie și anume fondul proprietatea după vânzarea acestei companii Hidroelectrica. Ei bine, o să ne uităm puțin la numărul de acțiuni a celor de la fondul proprietatea și o să vedem că ei au un total undeva la 11,9 miliarde de acțiuni, da? Și valoarea companiei Hidroelectrica de la ei din portofoliu este undeva la 2,4 miliarde, dar atenție mare, de euro, da? Și o să facem în felul următor. O să luăm valoarea de aici, da, valoarea netă, teoretic, din tot capitalul, și anume 2,465 de miliarde de euro, și o să-l împărțim la numărul acțiunilor, da? 2465 de miliarde. Să nu uităm, e bine, da, este bine, și îl împărțim la numărul acțiunilor. Și numărul acțiunilor îl avem aici, și anume 11 miliarde 963 de milioane. Deci 11 miliarde 963 de milioane. Și vedem că în mare, ca și valoare a acestei companii, o să se poată repartiza ca 20 de cenți per acțiune. Și asta dacă o mulțim, să zicem, ori 0,475 plus minus, ar veni aproape un leu ca și dividend. Ceea ce este enorm. Da? Gândiți-vă că ar fi un dividend de 50%, dacă nu un pic mai bine, la prețul actual al pieței. Da, un pic sub 50%, pentru că în momentul de față este la 1,92 lei. Dar să nu uităm,
Aceasta este doar valoarea companiei hidroelectrică, da? Dar după mine, eu cred că o să se vândă mult mai scump decât cifra de aici. Ceea ce înseamnă că hidroelectrica poate să dea un dividend de până la 1,5-1,6 lei per acțiune. Ceea ce este foarte, 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 foarte mult, dar totuși trebuie să ținem minte că această companie, și anume fondul proprietatea, are 78% din portofoliu, în teorie, ca și valoare, hidroelectrica. Ei bine, după ce ei vând această acțiune, chiar dacă eu o să facă bani, eu o să împart acești bani acționarilor. Dacă o să împart acești bani acționarilor, șansa lor ca ei să recâștige aceeași valoare pe care o dețin acum, și anume 1,92 lei, este foarte mică. Ei, un pic trebuie să vă gândiți ca și cum ar scădea cu 78% această valoare a acțiunii. Pentru că ei deja nu mai dețin hidroelectrica dacă o să vândă tot. E ca și o casă pe care te lauzi cu, ai, dar după ce ai vândut-o rămâi doar cu banii și dacă banii tăi se împart la 40 de verișori și acei verișori ai tăi nu vor să puneți din nou acei bani împreună și să cumpărați o altă casă din care să faceți profituri, sunt șanse ca voi să nu vă mai puteți cumpăra o casă, da? Cumva să nu mai fie așa valoroasă această acțiune, și anume fondul proprietatea, datorită faptului că o să se vândă hidroelectrica, da? Deci este o sabie, să zicem așa, cu două tăișuri, pentru că teoretic se merită foarte mult să cumperi această acțiune, și anume fondul proprietatea. Dar dacă ar scădea cu 78% valoarea, pentru că teoretic așa îi se va întâmpla, nu știu dacă mai trebuie să gândim la fel de bine pentru un dividend de 50% ca procent. Teoretic nu sună prea bine, dar practic sunt șanse să fie binișor pentru fondul proprietatea, dar oricum probabil contează foarte mult și la ce preț se va lista această acțiune, pentru că asta este doar valoarea. Și nu o să prea cred eu că această companie, și anume hidroelectrica, o să se vândă doar fix pe cât scrie aici. Nu cred. Pentru că tot timpul când se lansează o companie se vinde la cel puțin 3-4 ori decât valoarea ei, da? Pentru că asta e valoarea lor netă pe un an de zile. Cam așa se calculează. Da, deci sunt șanse ca fondul proprietatea să facă 7-8 miliarde de euro din această tranzacție enormă și de acolo să fie un randament al dividendului foarte, foarte bun, poate de ce nu cât prețul acțiunii. Dar nu este sigur, probabil aberez puțin pentru că n-are logică să fie dividendul cât prețul acțiunii, dar contează foarte mult la cât o să se listeze această hidroelectrică, da? Vreau să ne gândim puțin cam câte acțiuni cred că o să fie și cam la ce preț. Sincer, eu cred, uitându-mă la restul companiilor de stat, și anume OMV Petrom, Romgaz, Nuclear Electrica, cred că o să se lanseze undeva pe la 30-40 de lei, undeva în zona asta, probabil valoarea ei de fapt ar fi un 10 lei, exact cum este și la Nuclear Electrica, exact cum este și la Romgaz, da, vedem aici că valoarea lor este de, nu greșesc, valoarea nominală la Romgaz este de 1 leu și la Nuclear Electrica mi se pare că este de 10 lei. Da, deci valoarea nominală, teoretic o luăm fix, o să o împărțim la treaba asta, la 2,4 miliarde de euro, da? Să vedem cam la cât să facem această listare în ghilimele. Ei bine, valoarea nominală la Nuclear Electrica este de 10 lei. Bun. Eu aș vrea să merg tot pe treaba asta cu 10 lei și anume să împărțim toată suma asta de aici la 10 lei. Și o să vedem că 2,465 de miliarde așa, de euro ori 4,75, cât să zicem că este un euro acum, ar fi suma aceasta. Ei bine, dacă noi o să împărțim la 10 lei, valoarea nominală, o să fie în total undeva la aproximativ 1 miliard de acțiuni. Da, o să fie undeva la 1 miliard de acțiuni care cred eu că se va lista la 30 de lei. Chiar dacă valoarea nominală va fi de 10 lei,
dar cred că o să fie 1 miliard și ceva, 1 miliard 170 de acțiuni care vor fi listate undeva la 30 de lei după mine. Cam în zona asta cred că o să meargă această listare, dar nu avem decât să vedem pe viitor ce se va întâmpla. Sunt curios dacă voi vreți să investiți în fondul proprietatea în momentul acesta. Ar fi o acțiune foarte bună și ei cred că o să facă niște bănuți din treaba asta, destul de buni, da? Dar o să vedem, pentru că fondul proprietatea are 78% din valoare. Și nu știu exact cum stau cei de la fondul proprietatea cu acționariatul, nu știu cât au ei încă acțiuni și nu știu câtă lume o să reinvestească acest profit, da, acest dividend care o să fie primit de toți acționarii. Da, deci clar văd că toate fondurile și toți acționarii sunt externi, deci probabil majoritatea o să se ducă să investească banilor în alte acțiuni, nu știu, dar cam asta cred momentan. Da? Deci ar fi șanse ca hidroelectrica să se lanseze la un 30 de lei plus minus în zona asta, cred eu. Acum depinde câte acțiuni vor să listeze. Că dacă vor să o facă foarte scumpă, să fie un 500 de lei acțiunea, clar că nu se aplică. Dar noi am luat ca o valoare nominală la 10 lei. Da? Și clar ei o să încerce să vândă această acțiune la cel puțin de 3 ori prețul. Asta cred eu. Sau mă rog, de 3 ori valoarea lor nominală. Da? Netă, pardon. Deci sunt curios voi ce părere aveți. Credeți că am făcut niște calcule bune, corecte, greșite? Vreau să-mi spuneți în comentarii dacă aveți în portofoliu fondul proprietatea și dacă da, ce vă gândiți să faceți? Să mențineți această acțiune până primiți dividendul cu riscul de a scădea foarte mult după această acțiune în preț, sau o să vindeți acțiunea, de ce nu, chiar după ex-dividend, nu știu exact când va fi acest ex-dividend, am văzut un ex-dividend de 8 decembrie, dar nu m-am uitat să vedem dacă este pentru cine o să poată să dețină acțiunile și cine va primi acest dividend, da? Până data viitoare, nu uita, alege să-ți construiești viitorul!